marșul spre nord. A doua zi dimineața în zori, Hatera stădu semnalul de plecare. Câinii fură nămați la sanie, bine hrăniți, bine odihniți, după o iarnă petrecută în condiții confortabile, n-aveau niciun motiv să nu aducă servicii mari în timpul verii. Nu se lăsară de deci rugați ca să li se pună iar harnașamentul de călătorie. Cum se cade animale, la urma urmei, acești câini, groenlandezi firea lor sălbatică se schimbase încetul cu încetul, pierdeau din asemănarea lor cu lupul, ca să se apropie de cea lui Duc, modelul de săvârșit al rasei canine, cu un cuvânt, se civilizau duc cu siguranță avea dreptul să-și revendice în parte educarea lor, le dăduse lecții de bună și le oferea propriul lui exemplu, în calitatea sa de englez. Foarte pretențios în chestiunile de protocol îi trebuise multă vreme ca să se familiarizeze cu niște câini care nu-i fusese reprezentați și în principiu nu li se adresa, dar fiind silite să împărtășească aceleași pericole, aceleași lipsuri, aceeași soartă, animalele acestea de rase diferite, încet, încet, se apropiară între ele. Duc, care era bun la suflet, făcu primii pași și tot neamul cu patru labe deveni în scurt timp o ceată de prieteni. Doctorul îi mângâia pe groenlandezi, iar Duc privea fără gelozie cum sunt alintați semenii lui. Oamenii nu erau într-o formă mai proastă decât animalele, dacă acestea trebuiau să tragă bine, ceilalți își propuneau să meargă bine. Plecare la ora 6 dimineața, pe o vreme frumoasă, după ce merseră urmând conturul golfului și depășiră capul Washington, Hatera s-indică drumul drept spre nord. La ora 7, călătorile lăsau au spre sud conul farului și Fort Providence. Călătoria începea bine și mai ales, mai bine decât expediția întreprinsă în plină iarnă, în căutarea cărbunelui. Hateras lăsa atunci în urmă, la bordul vasului său, revolta și disperarea, fără a fi sigur de ținta spre care se îndrepta, lăsa un echipaj pe jumătate mort de fric, pleca împreună cu tovară și lui, slăbiți de suferințele provocate de o iarnă arctică, el, omul Nordului, se întorcea spre Sud. Acum, din potrivă, înconjurat de prieteni puternici și sănătoși, susținut, înconjurat, stimulat, mergea spre pol, către țelul întregii sale vieți. Niciodată un om nu fusese mai aproape de dobândirea acestei glorii uriașe pentru țara lui și pentru el însuși. Se gândea, oare, la toate lucrurile acestea, inspirate în mod firesc de situația în care se aflau. Doctorului îi făcea plăcere să presupună că se gândea și nu putea să aibă îndoieli în această privință, Văzându-le atât de nerăbdător. Bunul Claubonii se bucura de tot ceea ce putea să-l bucure pe tovarășul lui, și, după împăcarea dintre cei doi capitani, dintre cei doi prieteni ai săi, era cel mai fericit dintre oameni el, căruia era străină ideea de ură, invidie, rivalitate, el cea mai bună dintre ființe. Ce se va întâmpla cu ei, ce rezultat va avea această călătorie? Nu știa nici el, dar măcar începea bine și asta însemna mult. Coasta de vest a Noi Americii se prelungea printr-un șir de golfuri, dincolo de capul Washington, călătorii, ca să evite această cotitură uriașă. După ce au trecut de primele povârnișuri ale lui Belmont, se îndreptară spre nord, luându o pe platourile superioare. Era o însemnată economie de drum, Hatera svoia, în cazul că nu i s-ar fi opus obstacole neprevăzute, scoase în cale de strâmtoare și munte, să tragă o linie dreaptă, de 350 de mile, de la Fort Providence până la Pol. Călătoria se desfășura în bune condiții. câmpiile înalte erau ca niște întinse covoare albe, pe care sania cu tălpicile unse cu pucioasă, aluneca ușor, iar oamenii, încălțați cu snow 6S, puteau merge în siguranță și repede. Termometrul arăta 37 de grade. Vremea nu era cu totul stabilă, era când senin, când ceață, dar nici frigul și nici vârtejurile nu i-ar fi oprit pe acești călători atât de hotărâți să meargă înainte. Drumul se dezvăluia cu ușurință, acul busolei, depărtându-se de polul magnetic, devenea mai puțin leneș, nu mai șovăia. E drept că, odată polul magnetic depășit, se întorcea spre el și arăta, ca să nu zicem așa, sudul unor oameni care mergeau spre nord, dar indicația aceasta inversă nu îngreuna în niciun fel calculele. De altfel, doctorul imagină un mijloc de jalonare destul de simplu, care evita consultarea permanentă a busolei. Odată stabilită poziția, călătorii, când era senin, luau drept țintă câte un obiect plasat exact la nord și situat la două sau trei mile înainte, mergeau atunci spre el până ajungeau acolo, apoi își alegeau alt punct de reper în aceeași direcție și așa mai departe. În felul acesta se îndepărtau foarte puțin de drumul drept. În timpul primelor două zile de călătorie, au mers cu o viteză de 20 de în 12 ore. Restul timpului era rezervat pentru masă și odihnă. Cortul era suficient ca să-i apere de frig în timpul somnului. Temperatura avea tendințe de urcare, zăpada se topea pe alocuri cu totul, după natura solului, în timp ce alte locuri își păstrau albeața imaculată și colo se formau mari băltoace de apă, adesea adevărate ele știe, pe care, cu puțină imaginație, le puteai lua drept niște lacuri. Călătorii se înfundau în ele uneori până la genunchi, de altfel, asta îi făcea să râdă. Doctorul era fericit de băile neprevăzute. Nu este, totuși, îngăduit apei prin ținuturile acestea să ne ude, spunea el. Acest element n-are aici dreptul decât de a fi în stare solidă și în stare gazoasă, cât despre starea lichidă. E un abuz. Gheață sau vapori, foarte bine, dar apă, niciodată. Vânătoarea nu era dată uitării în timpul călătoriei, căci cu ajutorul ei trebuiau procurate alimentele proaspete, de aceea, Altamont și Bel, fără să se îndepărteze prea mult, cu trei erau albiile de torente vecine, vânau ptarmigani, gari, gâște, iepurcenu și animalele acestea treceau, cu încetul, de la încredere la teamă. Începuseră să fugă din fața lor și devenise greu să te apropii de ele. Fără duc, vânătorii s-ar fi ales adesea cu praful de pușcă irosit. Hateras le recomanda să nu se îndepărteze mai mult de o milă, căci n-avea de pierdut nici o zi, nici un ceas, și nu conta decât pe trei luni de vreme bună. De altfel, fiecare trebuia să fie la postul lui, în preajma săniei. Când aveau de trecut câte un lac mai greu, o trecătoare mai strâmtă, podișuri înclinate, atunci fiecare se năma sau punea umărul la sanie, trăgând, împinând sau ținând-o în loc. Nu odată au trebuit să o descarsă în întregime, dar nici asta nu era suficient ca să prevină izbiturile, și deci, stricăciunile pe care Belle repara cum putea mai bine. A treia zi, miercuri, 26 iunie. Călătorii întâlniră un lac cu o suprafață de mai mulți acri, încă complet înghețat ca urmare a faptului că nu era orientat spre soare, gheața era destul de tare ca să suporte greutatea călătorilor și a săniei, părea să se fi menținut dintr-o iarnă îndepărtată, căci lacul pe semne că nu se dezgheța niciodată, din cauza poziției în care se afla, semăna cu o oglindă compactă asupra cărei averile arctice nu aveau nicio influență, faptul că malurile erau înconjurate de o zăpadă uscată, ale cărei straturi inferioare datau cu siguranță încă din anii trecuți, părea să confirme această observație. Din clipa aceea, ținutul începu să coboare în mod simțitor. Doctorul trase concluzia că nu putea să se întindă prea mult spre nord, de altfel. Era foarte probabil că Noua Americă nu era decât o insulă și că nu ajungea până la pol. Solul devenea din ce în ce mai neted, nu mai spre vest se zăreau câteva coline nivelate de depărtare și scăldate într-o ceață albăstruie. Până atunci, expediția nu fusese obositoare, călătorii nu sufereau decât din pricina reverberației razelor solare pe suprafața zăpezii, această reflectare intensă putea să le dea Snowblind nesând de obște cu neputință de evitat. În oricare altă perioadă, ar fi călătorit noaptea ca să scape de acest neajuns, dar nu exista noapte zăpada din fericire, avea tendința să se topească și își pierdea mult din strălucire atunci când era pe punctul să se transforme în apă. La 28 iunie, temperatura urcă la 45 de grade deasupra lui zero. Creșterea temperaturii a fost însoțită de o ploaie înbelșugată, pe care călătorii o întâmpinară cu resemnare, ba chiar cu plăcere, i-a grăbiat opirea zăpezilor. Trebuiră să-și încalțe iar mocasinii din piele de cerp și să schimbe modul de alunecare a săniei. Marșul fu, desigur, întârziat, dar ne întâmpinând obstacole serioase, înaintau mereu. Uneori, doctorul aduna în drumul său pietre rotunde sau plate, de felul pietricelelor roase de mișcarea valurilor. Și atunci se credea aproape de bazinul polar, totuși câmpia se desfășura neîncetat, cât vedeai cu ochii. Ea nu prezenta nicio urmă de locuință, nici de colibe, nici de cairnuri sau adăposturi de eschimoși. Călătorii noștri erau în mod vădit primii care puneau piciorul în acest ținut nou. Groenlandezii ale căror triburi dau târcoale pământurilor arctice. Nu ajungeau niciodată așa de departe, și totuși, în ținutul acesta, vânătoarea ar fi fost rodnică pentru acești nenorociți, mereu înfometați. Uneori se vedea urși care urmăreau de la distanță micul grup. Fără să-și manifeste intenția de a-l ataca, în depărtare apăreau cirezi numeroase de boi moscați și de reni. Doctorul ar fi vrut chiar să prindă câțiva reni ca să-și întărească atelajul, dar erau prea fricoși și cu neputință de a fi capturați de vi. În ziua de 29, Bel împușcă o vulpe, iar Altamont a avut norocul să doboare un bou moscat de mărime mijloce, după ce le dădu tovarășilor să-i prilejul să-și facă o excelentă impresie despre sângele rece și dibăcea lui. Era într-adevăr un vânător minunat, iar doctorul, care era un cunoscător, îl admira foarte mult. Bulfutăiat în bucăți și le furniza o hrană proaspătă și îmbelșugată. Mesele bune și gustoase, hărăzite de întâmplare, erau întotdeauna bine primite. Chiar și cei mai puțin mâncăcioși nu se puteau stăpâni de a arunca priviri pline de satisfacție spre bucățile de carne îmbietoare. Doctorul râdea ori de câte ori se surprindea rămânând în extaz în fața acestor îmbelșugate bunătăți. Să nu facem mofturi, spuse el, în expedițiile polare masa e un lucru important mai ales, răspunse Johnson, atunci când depinde de un foc de armă mai mult sau mai puțin dipaci. Ai dreptate, bătrânul meu Johnson, replică doctorul, și te gândești mai puțin la mâncare când știi că oala fierbe regulat pe plită. În 30, ținutul contrar previziunilor, deveni foarte accidentat, ca și cum ar fi fost răscolit de vreun cutremur vulcanic, conurile, vârfurile ascuțite se multiplicară la infinit și atinseră mari înălțimii dinspre sud-est se porni să sufle cu violență un vânt care degenera în curând într-un adevărat uragan, pătrunse cu furie printre stâncile încununate de zăpadă și munții de gheață care, deși se aflau în inima uscatului, păreau să aibă forme de humocuri și de iceberguri. Prezența lor pe aceste platouri înalte rămase inexplicabilă chiar și pentru doctor, care le explica pe toate. Furtunii urmă o vreme caldă și umedă, a fost un adevărat desgeț, din toate părțile răsuna trosnetul blocurilor de gheață, care se amesteca cu zgomotul impresionant al avalanșelor. Călătorii evitau cu grijă să meargă de-a lungul poalelor colinelor și chiar să vorbească tare, deoarece zgomotul vocilor agitând aerul, putea să provoace catastrofe. Erau martorii unor prăbușiri frecvente și înfricoșătoare, pe care n-ar fi avut timp să le prevadă. Într-adevăr, declanșarea înspăimântător de bruscă era caracterul principal al avalanșelor polare. Prin aceasta ele se deosebesc de cele din Suedia sau din Norvegia. Acolo, într-adevăr, se formează un bulgăre, la începutul nu prea. Insemnat, care îngroșându-se cu zăpezile și pietrele întâlnite în cale, se rostogolește cu viteză din ce în ce mai mare, devastează pădurile și dărâmă satele, dar, la urma urmelor, îi trebuie un timp destul de mare ca să se năpustească în jos. Nu la fel se întâmplă în ținuturile lovite de frigul arctic, deplasarea blocului de gheață se face pe neașteptate, fulgerător. Prăbușirea lui nu durează decât atât cât durează momentul desprinderii și cine l-ar vedea deasupra capului oscilând în plină cădere, ar fi în mod inevitabil zdrobit. Nici chiuleaua de tun nu e mai rapidă și nici fulgerul mai prompt, desprinderea, rostogolirea, zdrobirea au loc dintr-o dată, când e vorba de avalanșe din ținuturile boreale însoțite de un zgomot formidabil ca de tunet și de răsfrângeri ciudate ale ecoului, mai curând plângătoare decât asurzitoare. Astfel, se produceau uneori adevărate modificări sub ochii spectatorilor uluiți. Regiunea se metamorfoza. Muntele devenea câmpie sub efectul unui descheț brusc. Alteori, când apa căzută din cer și infiltrată în crăpăturile marilor blocuri se solidifica într-o singură noapte din cauza gerului, sfărâma prin irezistibila ei forță de expansiune orice obstacol, fiind mai puternică atunci când îngheța decât când se evapora, iar fenomenul se declanșa înfricoșător de brusc. Din fericire, nicio catastrofă nu a amenințat Sania și pe cei ce o conduceau, luându-se toate măsurile, fu evitat orice pericol. De altfel, ținutul acesta înțesat de creste, de contracoifuri, de culmi, de aisberguri nu era prea întins și trei zile mai târziu, la 3 iulie, călătorii se aflau din nou pe câmpiile mai ușor de străbătut. Dar privirile le-au fost atrase atunci de un nou fenomen, care, timp îndelungat, a stimulat cercetările răbdătoare ale savanților din cele două lumii. Micul grup mergea pe lângă un lanț de coline înalte de cel mult 50 de picioare și lung de mai multe mile. Versantul său oriental era acoperit de o zăpadă cu totul roșie. Ne putem închipui mirarea fiecăruia dintre ei, exclamațiile scoase și chiar efectul oarecum înspăimântător pe care îl făcea această lungă perdea stacoșie. Doctorul se grăb, dacă nu se liniștească pe tovară și lui, cel puțin să le explice fenomenul. El cunoște această ciudățenie a zăpezilor roșii, precum și analizele chimice făcute în legătură cu acest subiect de către Olaston, Candole și Bauer, povesti. Așadar, că zăpada aceasta se întâlnește nu numai prin ținuturile arctice, ci și în Elveția, în mijlocul alpilor. De sausurea strâns la 1700 de pe Breven, o cantitate însemnată, și mai apoi, capitanul Ross, Sabine și alți navigatori au adus-o și ei din expedițiile lor boreale. Altamont îl întreabă pe doctor despre natura acestei substanțe extraordinare, iar dânsul îl informă că culoarea se datora unor corpuscul organici. Multă vreme, chimiștii s-au întrebat dacă acești corpuscul erau de origine animală sau vegetală dar recunoscură până la urmă că aparțineau familiei de ciuperci microscopice de tipul Uredo, pe care Bauer propuse să le numească Uredonivalis. Atunci doctorul, scormonind cu bastonul cu vârf de fier prin zăpadă, le arătă tovarășilor săi că stratul de culoare stacoșie era adânc de nouă picioare și pofti să calculeze câte asemenea ciuperci puteau să existe pe un spațiu de mai multe mile, savanții socotind că ar fi până la 43.000 pe centimetru pătrat după poziția versantului colorația aceasta trebuie să fi fost din vremuri foarte îndepărtate, căci astfel de ciuperci nu se descompun nici prin evaporarea, nici prin topirea zăpezii, iar culoarea lor nu se alterează. Fenomenul, deși explicat, nu era mai puțin ciudat. Culoarea roșie e puțin răspândită pe spații largi în natură, reverberația razelor de soare pe covorul acesta de purpură producea efecte bizare. Obiectelor învecinate, stâncilor, oamenilor, animalelor le dădea o culoare aprinsă, ca și cum ar fi fost luminați de un jar interior, iar când zăpada se topea, se părea că râiuri de sânge veneau să curgă până sub picioarele călătorilor. Doctorul, care nu putuse să examineze această substanță atunci când o zărise pe crimson glifurile mării Bafin, lua acum din ea cât îi plăcu și o strânse cu grijă în mai multe sticle. Pământul acesta roșu, câmpul de sânge, cum îl numi el, n-a fost lăsat în urmă decât după trei ore de umblat, iar ținutul își relua apoi înfățișarea obișnuită. Capitolul 20.